Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! În minutele care urmează, vorbim despre migrația păsărilor, care este un mister încă nedeslușit pe deplin. Migrația păsărilor este un fenomen fascinant. Aceste ființe se găsesc aproape peste tot, reușind de minune să se adapteze condițiilor dintr-un anumit habitat. Aproape în fiecare zonă există cel puțin un tip de pasăre, ele lipsind doar în cele mai aspre și neprimitoare zone. Noi suntem mai mult sau mai puțin atenți la acest spectacol al plecării și al întoarcerii păsărilor călătoare în fiecare an. Și poate rare ori ne gândim că este un semn bun, că lumea și ritmurile naturii își urmează cursul firesc, bine statornicit în timp. Spre deosebire de alte grupe de animale, păsările sunt foarte mobile și foarte dinamice și au posibilitatea să treacă peste bariere naturale, precum munții și mările. Capacitatea lor de a călători mii de kilometri în fiecare an și de a traversa suprafețe uriașe arată că ele au fost în măsură să colonizeze aproape toate zonele din lume, inclusiv insulele oceanice mai izolate sau ghețurile de la poli. Foarte interesant este faptul că unele sunt sedentare și își petrec toată viața într-un perimetru restrâns, iar altele traversează continente întregi, mânate de un instinct vechi de când lumea. Migrația este un fenomen similar, în esență, pentru toate speciile de păsări, dar care, în urma interacțiunii particularităților de biologie ale fiecărei specii cu factorii de mediu, devine caracteristic fiecărui grup de păsări. În funcție de obiceiuri, de nevoile de hrană și de drumul pe care îl au de parcurs, dar și de condițiile meteorologice, unele specii migrează noaptea, altele ziua, în stoluri mari, în grupuri mici sau unele chiar solitar, la înălțimi mai mari sau mai mici, în funcție de preferințele și obiceiurile fiecăreia. Începând cu sfârșitul lunii august până în prima parte a lui noiembrie, miliarde de păsări pornesc din zonele în care au stat peste vară, pentru hrană și pentru reproducere, în lungul zbor spre țările calde, aflate la mii de kilometri, străbătând drumul invers în primăvară. Unele dintre ele parcurg chiar și peste 40.000 de kilometri pe an. Altele pot zbura 3 sau 4 nopți în continuu, fără să mănânce, să bea apă sau să doarmă, străbătând în jur de 800 de kilometri în 24 de ore, cu circa 50 de bătăi de aripi pe secundă. Altele zboară doar ziua. Cum știu aceste păsări în ce moment este nevoie să plece? Cum se orientează peste întinderile nesfârșite de ape ale mărilor și oceanelor? Cum știu să-și găsească cuiburile din anul trecut? Cum ajung la destinație exemplarele tinere, care pleacă la 3 săptămâni după părinți, fără să fi văzut vreodată calea? Cum se orientează? De unde au atâta forță? De ce nu rămân mereu la tropice? Sunt întrebări la care ornitologii au deocamdată doar răspunsuri parțiale. Așa că migrația păsărilor este în continuare un mister încă nedescifrat pe deplin. Unele specii migrează cu pauze de câteva zile pentru odihnă și hrană. Altele migrează distanțe mari fără oprire. Migrația reprezintă o etapă foarte dificilă pentru majoritatea păsărilor. Distanțele mari, pericolele apărute în drum, epuizarea adunată după ore de zbor neîntrerupt, toate acestea pun în pericol serios șansele de rezistență ale păsărilor. Pentru a supraviețui în timpul migrației, acestea trebuie să fie sănătoase, să aibă un strat de grăsime bine dezvoltat și pene noi. Berzele sunt printre cele mai bine cunoscute păsări migratoare, atât în ceea ce privește rutele alese, cât și zonele de iernare, iar rațele, gâștele și lebedele, cu toate că sunt larg răspândite în zona temperată, prezintă migrații extrem de complexe și interesante. Păsările răpitoare, diurne, acvilele, găile,
au unele dintre cele mai spectaculoase migrații, unele dintre ele folosindu-se de curenții de aer cald, iar altele urmând îndeaproape cârdurile de păsări care le constituie hrana. Se estimează că pe glob circa 50 de miliarde de păsări migrează în fiecare an, dintre care 5 miliarde migrează între Europa și Africa. În România există în jur de 150 de specii de păsări migratoare: rândunici, berze, lăstuni, egrete, lișițe, pelicani, cormorani, rațe sălbatice, șoimi, vulturi, etc. Fiecare specie are propriul mod de a migra, dictat de ceasul intern și susținut de adaptările biologice. Se pare că migrația păsărilor este precedată de un Zugunruhe, un termen nemțesc, prin care ornitologii denumesc neliniștea, anxietatea păsărilor în perioada de dinaintea pornirii în călătorie. Ceva ce le spune că este necesar să plece în perioadele în care temperaturile scad, zilele se micșorează, iar hrana se împuținează. Un instinct care se manifestă chiar și atunci când sunt în libertate, după cum au arătat o serie de experimente. Probabil că multă lume se întreabă de ce nu rămân păsările acolo, în țările calde, să-și scoată pui și să nu mai risipească o groază de energie. De ce trebuie să depună atâta efort în fiecare primăvară? Să înfrunte atâtea pericole doar ca să vină în pădurile și câmpiile noastre? Răspunsul este legat tot de abundența hranei. Problema este că acolo, în cartierele lor de iernare, verile sunt foarte aspre, uneori cu secete foarte prelungite, ploi puține. Lupta pentru supraviețuire este extrem de dură. Foarte puțini au șanse să vâneze și să nu fie vânați la rândul lor. Multe animale pleacă din acele locuri, migrează spre alte zone mai primitoare sau se perindă de colo-colo, în funcție de rata de secare a bazinelor acvatice. Din acest motiv, păsările au găsit că este mai eficient să parcurgă aceste distanțe uriașe și să-și riște viețile pentru a veni în zone unde hrana este mai abundentă și există mult mai multe șanse pentru ca puii lor să poată crește mari și sănătoși. Pe timpul verii, în emisfera nordică, sursele de hrană sunt abundente, așa încât părinții pot face față cerințelor neîncetate ale puiilor după mâncare. Ei au la dispoziție o sumedenie de organisme și forme de viață care profită de perioada relativ scurtă de temperaturi favorabile pentru dezvoltare și reproducere, ceea ce mulțumește pe deplin păsările, indiferent că se hrănesc cu insecte, fructe, semințe, plante, pești sau animale mici. În plus, ele beneficiază și de o durată mai mare a zilei, care în emisfera nordică ține și 16 ore, ceea ce le oferă timp suficient pentru a aduna hrană. Migrația păsărilor este un fenomen foarte vechi și nimeni până acum nu a putut argumenta convingător diversele mecanisme care generează și susțin un astfel de comportament. Se presupune că migrația păsărilor ar fi început în perioadele de alternanță a glaciațiunilor, când temperaturile medii ale climei Pământului scădeau drastic, cu intervalele temperate, și că de atunci mecanismele de adaptare s-au perfecționat continuu. Migrația păsărilor este un fenomen complex, care ascunde încă multe necunoscute. Cum se orientează păsările, de exemplu, în lungile lor zboruri? Care este busola lor? Se ghidează după lumina soarelui, după stele, după câmpul magnetic al pământului, după munți, ape, mirosuri? Istoria acestei cercetări a început în anii 1950, când germanul Gustav Kramer, datorită unui dispozitiv ingenios, a identificat rolul soarelui în orientarea graurilor. Printr-un set de oglinzi, el a deplasat artificial poziția aparentă a soarelui, observând că păsările își îndreaptă ciocul spre soare înainte de a-și lua zborul.
Câțiva ani mai târziu, același dispozitiv a arătat și sensibilitatea păsărilor față de poziția stelelor. În timp, s-a constatat că o zonă din creierul păsărilor este specializată pentru percepția rotației stelelor, putând identifica poziția constelațiilor, mai ales păsările care zboară noaptea. La acest fapt se adaugă capacitatea de polarizare a luminii la apusul și la răsăritul soarelui. Dar păsările zboară și pe vreme norată, fără a se rătăci, ceea ce înseamnă că în migrația păsărilor intervin și alți factori. Au mai trecut 10 ani până când doi specialiști de la Universitatea Frankfurt, Germania, să demonstreze că și câmpul magnetic al Terei are un rol esențial în această ecuație. Multe păsări au mici cristale de oxid de fier în zona ciocului, a gâtului, care se comportă ca acele unei busole, orientându-se pe liniile câmpului magnetic. Nu se știe însă clar cum acționează aceste cristale, presupunându-se că ar putea trimite semnale chimice către creier, fără a se reuși până astăzi un experiment care să confirme o asemenea ipoteză. În 1970, italianul Floriano Papi a venit cu ipoteza unui alt stimul, adăugat celor menționate anterior, simțul olfactiv, demonstrând că porumbeii, ai căror nervi olfactivi erau amorțiți, erau incapabili să găsească drumul spre cuib. Nici până astăzi însă cercetătorii nu au reușit să afle la care mirosuri sunt sensibile păsările. În 2004, un micro-GPS instalat pe spatele unor porumbei a indicat că aceștia aveau abilitatea de a urmări vizual căi naturale sau artificiale. Cercetării recente au lansat și posibilitatea ca o moleculă fotoreceptoare, responsabilă cu ritmurile circadiene la alte specii, criptocromul, să aibă un rol esențial în migrația păsărilor. Dincolo de toate aceste aspecte, ceea ce afirmă cu certitudine specialiștii în domeniu este că migrația păsărilor este un fenomen înnăscut. Păsările sunt programate genetic să migreze în anumite momente ale anului, să urmeze anumite trasee, uimitor de lungi în unele cazuri. Felul în care își aleg drumul, dincolo de repere, soare, stele, câmp magnetic, etc., rămânând un mare mister. Iată și câteva curiozități în ceea ce privește migrația păsărilor. O specie de sitar, de exemplu, care trăiește în mlaștini și în estuare, Limosa laponica, poate să parcurgă în zbor, fără oprire, 12.000 de kilometri în numai 8 zile, din Alaska până în Noua Zeelandă. Cea mai lungă migrație este a unei specii de păsări de mare, Puffinus griseus, numai mare de 40 de centimetri lungime, care parcurge 65.000 de kilometri în aproximativ 6 luni, în jurul Oceanului Pacific. O călătorie la fel de lungă face și Chira polară, Sterna paradisea, o pasăre care trăiește în regiunile arctice și subarctice și care cuibărește în zona cercului polar de nord, când acolo este vară, înainte de venirea iernii, migrând spre Antarctica, traversând practic pământul de la un pol la altul, adică în jur de 70.000 de kilometri. Pinguinul imperial, pasăre endemică din Antarctica, cel mai impunător dintre speciile de pinguini, care poate ajunge la circa 120 de centimetri înălțime și 40 de kilograme greutate, nu poate să zboare, dar migrează până la 300 de kilometri pentru a găsi un loc potrivit pentru depunerea ouălor în colonii. Este singura specie de pinguini care se reproduce în timpul iernii antarctice. Femelele depun un singur ou, clocit de mascul, care timp de 115-120 de zile nu mănâncă nimic. Femela se întoarce cu puțin timp înainte de ecloziune și protejează puiul în jur de 40 de zile, până când acesta este lăsat în grădinița de pinguini, vreme în care părinții caută hrană.
Migrația este o etapă istovitoare pentru păsări. De aceea, multe dintre ele își fac rezerve de grăsime, uneori chiar dublându-și greutatea pe timpul verii. Drumul de întoarcere este însă și mai epuizant, deoarece nu au suficient timp la dispoziție pentru a-și reface țesutul adipos după migrația din toamnă. Este motivul pentru care primăvara, când se întorc, sunt foarte slăbite, având nevoie de multă hrană și odihnă. Ploierul auriu, Pluvialis apricaria, o pasăre caracteristică zonelor de tundră, rar întâlnită și pe la noi, este cea mai rapidă pasăre migratoare, fiind capabilă să străbată circa 3000 de kilometri, din Alaska până în insulele Hawaii, în numai 35 de ore, cu o viteză de aproximativ 90 de kilometri pe oră. Faptul că păsările migratoare nu rămân în țările calde, spre care zboară toamna, alegând să se întoarcă, se explică prin aceea că în respectivele zone, verile sunt secetoase, hrana este puțină, bazinele acvatice sunt adesea secate. Spuneam și mai devreme, din acest motiv se întorc pentru ca puii să aibă hrană din belșug, să crească puternici, zilele lungi, de circa 16 ore lumină, favorizând perpetuarea speciei. Fiecare specie are propriul traseu, propriile date de plecare și de sosire și propriul mod de zbor. Când pleacă, lebedele, cocorii, zboară în unghi ascuțit, în V, probabil pentru că pasărea din frunte este cel mai bun navigator, sau pentru ca celelalte să-și sincronizeze zborul cu aceasta și să le fie mai ușor. Rațele sălbatice zboară în linie dreaptă, una lângă alta, gâștele sălbatice în linii oblice, păsările mici în stoluri mari, iar păsările mari în stoluri rotunde. Berzele din România, ca și cele din alte țări din Europa Centrală și de Est, traversează Bosforul pentru a ajunge în savanele din Africa, parcurgând în jur de 200 de kilometri pe zi. La întoarcere, rândunicile și berzele par a fi cele mai punctuale, nelăsându-se niciodată așteptate și găsindu-și cu precizie cuiburile din anul precedent. Studiile arată că migrația păsărilor este semnificativ influențată de activitățile umane. Numărul păsărilor care folosesc coridorul Africa-Eurasia a scăzut brusc în numai câțiva ani. Alte specii își modifică treptat căile de migrație tradiționale. Distrugerea unor zone prin deșertificare, salinizare, dispariție a porțiunilor de uscat, etc., în care puteau poposi păsările în drumul lor, le face călătoria și mai grea. Smogul electromagnetic, poluarea luminoasă, adică iluminarea nocturnă a podurilor, platformelor industriale, coastelor, văilor, clădirile din sticlă, derutează de asemenea păsările, așa cum pesticidele, dioxinele care pătrund în organismul păsărilor prin hrană, le alterează vitalitatea, grăsimile acumulate pentru zbor, consumându-se mult mai rapid. Schimbările climatice, de asemenea, influențează major migrația păsărilor. Ornitologii susțin că în condițiile încălzirii globale, pentru multe specii de păsări, călătoria va crește cu câteva sute de kilometri, în căutare de hrană și climă favorabilă, ceea ce înseamnă că organismul lor va suferi modificări, micșorarea organelor interne pentru eficiența zborului, sporirea greutății normale aproape de două ori înainte de migrație, etc. Diversele modele de simulare computerizată anticipează că în următorii ani arealul de cuibărire se va deplasa spre nord, în timp ce arealul de iernare va rămâne aproximativ același, iar alte specii se vor adapta, renunțând la migrație, acesta fiind însă un fenomen mai rar. Nenumărate organizații internaționale au lansat diverse programe de protejare a păsărilor migratoare, astfel încât să se evite fenomenul regresiei anumitor specii. Începând cu anul 2006, UNESCO, prin Convenția pentru Conservarea Speciilor Migratoare și Animalelor Sălbatice,
a decis sărbătorirea Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare de două ori pe an, în a doua sâmbătă din lunile mai și octombrie. Există și multe site-uri care monitorizează fenomenul migrației și care adună date din diverse țări, date care pot fi accesate de oricine este pasionat de lumea frumoaselor viețuitoare. În antichitate și chiar mai târziu, când oamenii nu știau nimic despre migrația păsărilor, dar pe care le considerau întruchipări ale perfecțiunii dumnezeiești, se credea că acestea iernează pe lună sau într-o altă stea, că se ascund în mlaștini unde hibernează, sau că se transformă în pietre prețioase până primăvara, când se reîntorc la viață. Astăzi știm unde pleacă păsările călătoare. Specialiștii au descifrat și o parte dintre tainele care le ghidează în drumul lor, dintre pământ și cer, și știm câtă energie se ascunde în trupurile lor micuțe și cât de mare este voința de a rezista și de a perpetua specia. Rămân însă și multe necunoscute despre această formă de inteligență a naturii, despre aceste vietăți, păsările călătoare, care, de mii de ani, au învățat să stăpânească și să înțeleagă și lumina, și întunericul, și energiile subtile ale terei, și mersul stelelor, și zările, și locurile în care s-au născut, și pe cele în care se duc, pentru a se întoarce iar și iar. Prieteni, atât despre acest subiect. Sunt Claudia și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!